Yo, what is up, my friends? Eu sunt Horia Apocalipticul și vă salut. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de Mercenaries 2 World in Flames. Și iată că am revenit cu jocul ăsta pentru că e foarte mișto și vreau un chef de un free roam de dimineața. Acum o să fac două sesiuni de free roam astăzi în Mercenaries 2. Pentru că mâine apare un DLC foarte, foarte important care vreau să vi-l prezint, și anume Sims 4 Werewolves Pack. Mâine apare pe 16 iunie, cum ați auzit. Și vreau neapărat să-l joc, pentru că este superb, este absolut genial. Și poți să-ți faci caracter vârculac acum în Sims 4, care e demențial, are puteri supranaturale și nu știu ce să folosesc puteri, dar o să aflăm mâine în cursul zilei când o să jucăm. Dar având în vedere că m-am trezit matinal astăzi, destul de matinal, am fost cu trezirea și mi-am rezolvat problemele, m-am pus acum pe la calculator și o să jucăm un pic de Mercenaries 2 și o să ne ocupăm ziua astăzi doar cu Mercenaries 2. O să mai fac un episod diseară, după masă, pe la 3, și o să jucăm și atunci un pic, vreo 2 ore, cam așa, de free roam până Venezuela. Și am zis că acum dimineață trebuia să vă prezint și cartierul de granguri, care am zis că o să vi-l prezint timp de o oră. Pentru că mai mult o să stau după masa asta să joc, că se va trezi nevastă mă pe la 11:30-12 și va trebui să îi fac de mâncare, să-i pregătesc cafeaua și voi avea puțină treabă. Așa că am zis că acum ar fi cel mai bun moment să jucăm jocul ăsta, pentru că aveam chef de ceva acțiune. Și în plus mi-am luat salvările de pe net, că jocul am terminat deja, stați un pic. Jocul am terminat deja, acum mulți ani, în copilărie, nu mai știu ce an exact. Când a apărut jocul, fix când a apărut jocul, că l-am luat de pe torenți. Sau nu mai știu cum l-am luat pe ăsta, Mercenaries 2, dar știu că l-am luat de pe torenți, aveam atunci internet, am făcut în conexiunea la internet deja. Și l-am jucat pe un single core și mi-a mers destul de bine. Aș putea să zic, deci nu am avut probleme mari cu el. L-am jucat pe un single core și mi-a mers foarte bine. Pe detalii high îl jucasem pe single core-ul la care l-aveam. Pentru că aveam o placă video foarte bună la vremea respectivă și care putea să ducă jocul ăsta. Și am avut tot un Nvidia sau un ATI, nu mai știu, cred că un ATI am avut atunci, sau un Nvidia. Un Nvidia am avut. Un GT, așa. Un Nvidia GT, nu mai știu cât. GT 630, parcă, sau nu mai știu cât era. Da, 630 cu 1 giga de video. Cu 1 giga memorie VRAM. Și acum caut să îmi vând consola, să strâng bani să-mi iau și un laptop de ocazie. La mâna a doua, puțin folosit, dar să fie în stare bună și să aibă memorie video dedicată și eventual să aibă 8 GB de RAM și un i3. Deci aș putea zice că la banii ăștia, la 8 milioane, s-ar putea găsi ceva de genul, dar mai întâi să-mi vând consola, pentru că consola, cum să zic eu, la consolă nu poți să cituiești, nu poți să folosești trainere, nu poți să folosești moduri la consolă și trebuie să cumperi toate jocurile originale. Dacă îți modezi consola, o strici, îi strici tot farmecul. Dacă îți modezi consola să vadă jocuri piratate, ți-o strici. Nu merită să o modezi. Dar vă zic eu că jocul ăsta a fost pe PS3 și pe Xbox 360, că se vede care grafică de Xbox 360 și de PS3. Și a fost demențial la vremea lui și mă bucur că a lansat și o versiune de PC a acestui joc. Și l-am jucat în prostie, deci pot să zic că l-am terminat o singură dată. Și am terminat, m-am chinuit ceva la el, ce-i drept. Atunci parcă jucam mai bine decât joc acum, că acum am luat bătaie și am murit de câteva ori. Dar n-am mai avut răbdare să mai stau să descui toată Venezuela și să fac toate misiunile, pentru că sunt foarte multe și nu are sens să-i fac un walkthrough complet. Având în vedere că l-am terminat acum ceva timp și știu misiunile care cam cum sunt, te învârți pe la facțiuni și faci misiuni pentru cele 3 sau 4 facțiuni care sunt în joc. Până vin chinezii, până îl omor pe Solano și după ce îl asasinezi, după ce îl omor pe Solano și distruge forțele, va veni China,
va asedia China orașul și va, China va, se va, își va instaura imperiul în Venezuela și vei putea lucra și pentru ei, pentru China. Deci sunt în joc cam vreo 4 facțiuni în mare parte și pentru ele faci misiuni. Și cam asta e jocul, în general, pentru că asta este viața de mercenar. Asta încearcă jocul ăsta să reproducă, o viață de mercenar care face misiuni pentru mai multe facțiuni. Dar v-am zis în Dilimar care e povestea și eu știind-o deja, am vrut să fac free-ul mai mult și să am harta Venezuelei descuiată complet. Că dacă o aveam de la începutul jocului, fără să fie nevoie să progresez ca să descui harta, toată harta mă refer, nu mai foloseam salvări de pe net. Dar având în vedere că eram curios să văd toată harta Venezuelei, să explorez toate orașele și toate zonele frumoase din joc, n-am mai avut răbdare să joc jocul de la început și să fac progresul treptat. Am decis să iau o salvare de pe net și să joc așa free roam de plăcere, pentru că asta era ideea. Pentru că eu v-am zis că nu mai sunt mare fan PvE, player versus enemy, nu mai joc jocuri din astea, player versus enemy, m-am săturat de ele. Vreau să mă bucur de explorat mai mult și de story, dacă are jocul un story, și de misiuni din astea ușurele, care trebuie să ucizi puține ținte și... Dar v-am zis, jocul ăsta are foarte multe de oferit și vi-l recomand călduros, pentru că este mult mai bun decât GTA-ul, vă zic de pe acum. Dacă v-ați plictisit GTA 5, că a fost răjucat și l-am jucat și eu pe canalul meu și l-am și terminat, pentru că a fost foarte ușor. Mai ușor decât ăsta, în orice caz, ăsta e mult mai dificil decât GTA-ul. Dar mult mai mișto, pentru că Venezuela e o hartă mare și frumoasă. Și pentru vremea lui a fost genial jocul ăsta. Și încă este. În 2022 merită să-l joci. Deci vă zic eu, merită să joci Mercenaries 2 World in Flames în 2022. Ăsta da joc. În niciun caz Gothic 3. Gothic 3 a fost o dezamăgire totală. Pentru că aveam restricțiile alea de hartă și nu puteam să mă duc unde vreau și m-am enervat și am dezinstalat. Gothic 3 este o mizerie comparativ cu Mercenaries 2 World in Flames, plus că sunt două jocuri total diferite. Gothic 3 este RPG și ăsta este action. Action, freedom, pe acolo, sandbox. Și Gothic 3 sandbox, dar... Eu, în general, de RPG-uri m-am cam săturat să-mi pun puncte de experiență în strength și nu știu ce și în astea, nu. Eu vreau să joc live simulation-uri, iar jocuri de acțiune... Este mai bun și decât Just Cause-ul Mercenaries 2. Deci dacă ar fi să fac o alegere între Just Cause 2 și Mercenaries, aș alege oricând Mercenaries 2 în locul lui Just Cause. Just Cause e slăbuț rău, deci are o hartă foarte mare și parcă e gola și n-ai ce să faci pe ea. În afară de faptul că ești un overpower character care are puterea să... care are diverse gadget-uri de care se poate folosi ca să-și apere poziția. E tot așa, pe bază de conquering, misiuni de mercenar, viață de mercenar, cam asta faci și în Just Cause, dar comparativ cu lumea din World in Flames 2, care e mult mai atmosferică și mult mai mișto și ai și tank-uri în World in Flames, recomand clar Mercenaries 2 față de Just Cause. Asta e un joc uitat de lume. Nu înțeleg de ce lumea nu mai joacă în prezent. Dar vă zic eu că îl joc eu. Dacă nu joacă nimeni, îl joc eu. Și în 2022 vă zic eu că merită. Merită și în freedom să-l joci. După ce termin jocul, ceea ce o să facem chiar acum. Îi dăm în continuu. Da, și jocul ăsta are și un mod online de co-op, care se poate juca în cooperativă cu alt jucător. Dar eu l-am cumpărat. Deci este totuși un joc făcut de EA. Se vede că este mâna Electronic Arts-ului aici. De pe vremea când Electronic Arts făcea jocuri bune. Și Need for Speed Underground 2 va fi remasterizat, din câte am înțeles, de către Electronic Arts și sper să-l facă bine. Să cred că le ia mai mult timp. Dar n-am auzit nimic de lansare oficială. N-am auzit nimic de vreo lansare sau de vreun early access sau de ceva, nu, că ei nu lansează early access-uri. Dar nu am auzit nimic de... N-am auzit nimic de o lansare oficială a jocului.
sau de măcar de o dată planificată de lansare sau de ceva, nu știu, sau că e work in progress sau... N-am auzit nimic despre Need for Speed Underground 2 Remastered. Ar trebui să facă pe Frostbite 3 sau pe cine știe, pe motor grafic mai recent. Nu prea îmi plăcea fitul ăsta, că arată ca un ciudat. Nu știu, arată freaky cu freza asta și cu costumul ăsta. Nu-mi place. Vreau să văd ce costume mai am. Vreau să mă duc să văd ce costume mai am. Și eu vă zic eu că joc jocuri faine. Eu și cu Raptor. Și Raptor joacă joc. Dacă vreți jocuri de strategie bune, uitați-vă la Raptor pe canalul lui oficial. E de origine americană tipul și joacă mai mult jocuri de strategie și de life simulation. Deci la el o să găsiți foarte multe, foarte multe inspirație pe ce să jucați. De la el mi-am luat la multe inspirație. De la mine din copilărie și de la ăștia... Dar unde Dumnezeu lui iau fitul? Că nu mai știu. Era tot în grădirea asta. Tot în grădirea asta era. Dar nu mai știu unde era, unde schimba outfit-ul. Unde-i frate outfit-ul? Era un dulap, știți, era o clădire aici. Era o cameră care avea, uite aici, wardrobe-ul, așa. Ia să vedem jacket. Tot asta e mișto. Care tot freza aia. Cam așa am și eu barba acum. Așa e mișto. Cu freza asta și cu barba asta. Nu, așa e mișto. Bun. Și acum putem să ieșim afară, să luăm o mașină, să mergem la granguri, în cartier. Vă arăt cartierul grangurilor, unde este, pe harta. Nu e deloc greu să ajungi acolo. Numai că într-o zonă specifică, în care am văzut-o și eu pe net azi dimineață, că nu mai știam pe unde e cartierul grangurilor. Nu știu, aș vrea să schimb sniperul ăsta, că nu-mi place sniper. Eu nu-mi prea joc ca sniper. Yeah, right. Și vila asta e genială, frate. Deci vila asta e absolut senzațională. Bun. Unde se află cartierul grangurilor? Trebuie să mă amintesc și eu, că nu mai știu pe unde era. Trebuie să dăm zoom out la harta... Cartierul grangurilor. Hai bă, frate, unde era? Aici este. La Caracas. Așa, Carcas. Caracas. Nu Carcas, că Carcas e o trupă. Caracas. Așa. Bun, punem aici beaconul. Punem aici beaconul. Și acum, mă rog, cu mașina la plimbare, că nu mai avem OP foarte mult pe hartă. De fapt, nu cred că mai avem OP deloc. Că cele patru facțiuni care controlează toată Venezuela și sunt prieteni cu mine. Dar asta am vrut, frate. Dacă am chef să mă răfuiesc cu cineva, mă duc și îmi pușc o facțiune rivală și o facțiune prietenoasă, îmi pușc pe chinez sau pe cineva și începe război. Dacă trag într-o facțiune prietenoasă, unul dintre membrii formației care am pușcat-o cheamă întăriri. Asta e că pe aici ar trebui să mai fie inamici. Eu nu prea cred că mai sunt prea mulți. Da, deci harta în jocul ăsta e cu totul atrăgătoare. A, uite că mai sunt inamici. Uite că mai sunt inamici. What the fuck? What the fuck? De la explozie crash, pe bune?
interesează pe tine. Mă mir că jocul ăsta crashează. N-ar fi trebuit să crasheze. Da, mai sunt dinamici pe hartă. Dar puțin față de cât erau, față de cât erau înainte. Și o să mă duc acum să ne aleg outfit-ul ăla. Dar se pare că jocul crashează la explozii. Gata, mai că mi-a rămas outfit-ul ăsta. E bine că jocul îți face autosave. Asta e foarte bine. Și piscina din spate e genială și tot e genială în jocul ăsta. Dar un mir care creșius, frate. Că se blocase într-un hang din ăla ciudat și nu puteam să trec de el. Dar cu sniperul ăsta nu fac mare treabă. Bun. Și acum mergem în Caracas. Eu zic Caracas, nu știu că sunt obișnuit cu trupa aia. Bun. Și nu ne mai răfuim cu ăștia. Acum dacă trecem pe lângă ei, îi ocolim, frate. Îmi place fizica foarte mult din jocul ăsta, are o fizică foarte realistă. Gen copacii se destramă, mașinile explodează, totul explodează în pana mea. Deci că sunt bombe cu jazz mașinile să bag picioarele. Dar va trebui să ocolim exploziile. Să sperăm că nu o să mai crasheze în același loc. O, bă! Bă, nebunule! Unde te băgai? Acum sunt șeful șefilor și fac legea aici pe hartă. Toate facțiunile mă știu ca prieten, mai puțin facțiunea lui Solano, care văd că încă mai este... uite că acum a explodat. Nu, sunt crash-uri random care se întâmplă foarte rar. Sunt crash-uri random. Nu mai are crash-uri din astea. Uite, avioane inamice, vedeți. Nu mai sunt încă avioane inamice. Dar prea puține amici sunt. Acum că facțiunile, cele patru facțiuni controlează... Acum putem să mergem... Ia uite, bă! Nu știe nimeni ca să mercenarul vieții. Să sperăm că ăsta nu e podul ăla care e stricat. Că e un pod care e... Hai bă, ia uite cum ocupă tot spațiul să-mi fac picioarele. Deci asta l-am înțeles. Va trebui să mergem până Caracas. Va trebui să trecem până Caracas și să mergem acolo la... în zona cu vile. Și încercăm să intrăm și în curțile lor. Facem așa un home invasion. Home invasion. Că aici sunt mai mult facțiuni prietenoase, deci nu ar trebui să fie probleme. Stai. Pe unde ar trebui să o luăm aici? Uite pe aici. Da, știam că trebuia să cobor. Da, să vedem dacă este zona grangurilor. Ăștia sunt chinezii, by the way. Au un echipament la ei de... Ăștia sunt cei mai tari în echipament militar. Deci ce tankuri au ăștia. Chinezii sunt the best.
și jeepanele cum arată la ei. Mercenary. El mercenario. Da, așa. Să ajungem noi acolo, la vile. Că aici o aglomerație de numai mașini militare sunt aici. Bun, și acum ajungem în cartierul Grangurilor, care e demențial. Aici sunt numai vile de-astea scumpe și case de-astea mari. Întrebarea este dacă putem să le facem un invasion. Dacă putem să le invadăm curțile. Aia e întrebarea mea. Și uite că putem. Ba, șmecher. Aici sunt casele. Ce curte mișto are asta, nu are piscină, frate. Aici se cerea o piscină să fie. Da, foarte mișto căsuța asta. Deci că jucăm House Flipper, nu Mercenaries. Dar eu am ales Freedom pentru că îmi place Freedom mai mult, îmi place să explorez. Și eu vă prezint tot ce e frumos în jocul ăsta. Pentru că asta e scopul meu. Opa! Altă vilă. Asta e, să vedem ce e aici. Anti-Material Rifle. Oare va avea piscina casa asta? Ar trebui să aibă. Sunt curios dacă e singura piscină care am eu. Ia uite ce fain e aici. Fântână, decorațiuni. E prea frumos. A, uite că e o piscină aici. Dar e goală. Dacă avea apă în ea, ar fi fost demență. Oricum, e bine că e o piscină. Asta e important. De ce stau piscina aici? Nu, deci Mercenaries 2 este absolut senzațional. Trebuie să facem un print screen aici, că e prea frumos. Facem un print screen aici. Gata. Tot așa. Băgăm aici mercenar cu vilă. Așa. Ok. Și acum am toate casele astea de granguri la explorat din cartier. Că poate găsim una care are piscina plină. Poate avem norocul să dăm peste una care are piscina plină, cine știe. Deci e senzație jocul ăsta. Mortal, frate. Și natura, cum se vede, și toate, și motoarele, cum sunt făcute de bine. Complet 3D, ce știți voi. Demențial. Deci mai mișto decât GTA-ul. Și casele astea îmi place că nu au oameni pe aici, pe în spate, ca să fie nevoie să mă bat cu cineva. Asta e o vilă simplă, nu are nimic în spate, are doar o corticică. Da, basically what we're doing here is House Flipper. House Flipper in Mercenaries 2. Nu știți că îmi place să fiu agent imobiliar. Opa, stai că aici e ceva mișto. Am luat un făinar. Nu-mi place să distrug chestii.
Care e intruder, frate, că nu este niciun intruder. Ah, ăștia sunt ei mei, gata. Ăștia de ei mei, frate. Dar chiar toate piscinele sunt goale? Pe bune? Nu e niciuna plină, să fac o băiță pe aici. Designul este același, din câte vedeți. Deci designul ăsta l-am mai văzut la o vilă. Sau e aceeași vilă? Nu e aceeași. Dar designul este similar. Ba nu. Nu e similar designul. Uite ce frumos e aici. Facem așa o poză. Facem o poză așa. Bam. Hai că la jocul ăsta poți să-ți arătam că mâncă multe resurse. Mercenaries 2, fântână. Vreau să văd dacă găsim o piscină plină. Aia e întrebarea. Dacă ar fi una plină, ar fi genial. Asta e. Oricum e genial jocul care are piscine. Deci asta îmi place. Dar să fie piscine în care să faci băiță, dacă mă înțelegeți voi. Și aici este un compound. Dar ce avem noi aici? Aici este o vilă în toată regula. Aici a fost Solano Compound, dacă nu mă înșel. Toate design. What the fuck? Ce caut asta în aer? Da. Asta mi se pare interesant. Uite că mai găsesc bacuri din astea ciudate. Da. Într-adevăr. Avem un un floating container aici. Un container care stă în aer. Și cred că poți să continui să faci misiuni pentru facțiunile astea. Deci până acum am găsit mai două piscine. Hai să vedem dacă găsim una plină. Asta e o vilă mare, dar... mai degrabă un compound aici decât o vilă. Să sperăm că nu le-am stricat definitiv, că nu-mi place să stric. Că mai găsit ceva aici. Aici am mai fost. Da. Aici am mai fost. Deci asta e a vilelor. Now this looks promising. Asta arată chiar promițător. Dar să vedem dacă avem piscină cu apă. Nici aici nu avem apă. Păi, ești nebun. Nicăieri nu avem apă în piscină decât la mine acasă. What the fuck, dude? De ce nu s-a gândit și ei să pună apă în piscine? Le era așa de greu? Eu zic că nu le era. De developerilor.
Dar v-am zis, totuși e bine că are piscine jocul ăsta. Da, piscinele sunt goale, n-au apă. Singura piscină care are apă este piscina mea. De acasă. N-ai apă să fac băiță. Și e, credeți-mă, cea mai mișto casă ever. Pe bune acum. U, dar ce avem noi aici? O altă vilă? O fostă vilă? Ruinele unei vile sunt aici. Asta a fost o casă bombardată aici. Și ca de obicei, nici aici nu avem apă. Piscinele văd că sunt de același tip, nu sunt diferite. Am crezut că sunt diferite piscinele, dar nu sunt deloc diferite. Dar în orice caz, e bine că sunt. Că dacă nu avea deloc piscine, jocul n-ar fi fost fain. Dar ar fi fost fain dacă aveau și apă. Că m-aș fi distras să fac o băiță. M-ar fi interesat să fac o băiță. Hai că mai avem de explorat aia, stai că alea asta grangurilor e mare. E mare, fra. Uite, aici avem ceva interesant. Și aici este o ruină. Da, și aici este o ruină. Și aici au fost cândva. Dar curțile arată demențial, frate. Apă! Nu vine să cred, am găsit o piscină cu apă, frate. Mamă, fra! Dă așa să vă arăt pe hartă unde e. Deci e aici, da? Mărim harta, dar nu zoom out. Gata, bă, the best game ever, pe bune. Best game ever, ia uite. Fac băiță. Ce știți voi, bă, fraților? Hai că pentru treaba asta mă duc la o țigară. Eu când mă entuziasmez, întotdeauna fumez o țigară. Ia uite, bă, facem băiță, bă, ești nebun la cap. Facem băiță, frate. Cât de mișto. Am găsit-o, uite, la ruina asta aici. Hai, bă, că e the best. Pe bune, jocul ăsta. E the best of the best. Deci au pus apă în piscină. Foarte mișto, frate. De să-mi bat piciorile, nu e the best of the best games I've ever played. Și o să jucăm și după masă. Facem și după masă o sesiune de frilo. Ce credeți că... Ne oprim aici că acum apăr maxim o oră să joc, știți? Și după aia... Dar deci vila asta cu alea asta aici. V-am arătat și pe hartă unde e. Aici ai ce să vezi, frate, la granguri. Ideea e să nu stic prea mult peisajul pe aici, știți? Hai să vedem, poate mai găsim vile din astea. Cu piscina accesibilă. Piscina umplută cu apă. Dar ce avem aici? Stați că aici mai avem ceva. Uite cât de mișto e alea asta, frate. Mamă, aici au fost vile. Aici au fost vile cândva. Dar foarte mișto în orice caz. Uite și aici e apă. Aici e o piscină normală. Deci la asta, la ruine vă duceți, dacă vreți să vă scăldați în piscină. Ia uite. Băiță, tati, ce facem, mă, băiatele, bă? Facem băiță. Facem băiță, frate. Prea mișto, uite ce curți mișto au casele astea. Bă, deci Mercenaries 2 este the best, pe bune. Nu vă jucați GTA.
GTA-ul e boring, frate, deci asta nu e niciodată boring, asta mereu are ceva deosebit de oferit. Și mai e și inamici de ucis. Deci e absolut senzațional jocul ăsta. N-are cum să nu vă placă. Așa un joc merită tot respectul. Păcat că developerii n-au făcut mai departe Mercenaries 4 sau 3. 3 a fost anulat din producție. 3 ar fi fost demență dacă ar fi lansat. Ia uite și aici e piscină cu apă. Și aici e casă normală. Aici nu e ruina. Uite știu. Deci hai să vă arăt pe hartă unde e. Aici, da? Deci unde sunt eu, în Caracas, la Caracas. Aici, mai nord un pic, da? Vedeți aici. Ce avem totul la pizza cu piscina? La pizza? Ce zici, bă, frauă? De ce? E splendoare aici. Un loc în care să te pierzi, pur și simplu. Deci ce frumos e aici. Și pădurit, împădurit, totul, cartier de granguri, frate. Ce știți voi, fra? Cartier de granguri. Drive the Leaping Fox. Ok. Bun, ieșim din zona de... Așa, și aici se cam termină cartierul de granguri. Dar stai că nu mai apare. Deci până și mai mișto decât Sleeping Dogs de jocul ăsta. Și Sleeping Dogs mi se pare o porcărie, frate, comparativ cu ăsta. Deci Sleeping Dogs mi se pare o mizerie comparativ cu jocul ăsta. Asta e mai bun și decât Sleeping Dogs. Și Sleeping Dogs are harta de aceeași dimensiune ca ăsta. Aproape aceeași dimensiune. Deci știu cât de trăită este lumea asta. Din joc. Atât de multă viață aici. Și multe facțiuni, și multe alegeri, și multe... Multe, ce pot să zic. Și orașul e foarte mișto. Deci v-am arătat cartierul de granguri așa, în linii mari. Și acum, că am fost până Caracas, o să mergem pe insula piraților. Da, acolo am fost noi. Ia uite, am ajuns la un parculeț. Ce avem noi aici? Un parculeț? Stați așa, că e un parculeț aici. Mă rog, ăștia au o linie de dialog foarte dubioasă, personajele din jocul ăsta. Au o linie de dialog foarte ciudată. Aici este o textură absentă. Uite, aici lipsește o textură. Nu am fixat-o nici acum. Deci aici lipsește o textură. Vedeți? Unde e zona asta albă. Vă arăt pe hartă unde e imediat. Aici. Asta ar fi un C. Un bug de tip C. Minor, dar care deranjează la vedere dacă treci pe aici și e chiar să... Uite și aici zona asta, față de asta, este... Sau nu, așa e textura. Nu, așa e textura, frate. Am crezut că e... Da, e ok. Se poate trece cu vederea. Având în vedere cât de mișto e restul jocului. Hai, mă duc și la o pipă. Bărăbă.
acum mergem la pilații. Bun. Că v-am arătat zona asta de aici, acum mergem la pilații. Îmi iau vehiculul. Bun. Acum să mergem la pilații. Mergem aici. Stai așa, să mergem acasă mai întâi. Ia stai. Cum e ieșirea pe aici? Aha. Punem bigărul aici. Stai așa. Hai să părăsim Caracasul. Mergem acum la pirații, da? What the fuck is here, man? Dacă nu mai știu cum se ies din Caracas. Trebuie să mă orientez pe hartă. Asta e că trebuie să-mi iau după GPS. GPS-ul nu ce să iau în direcția aia. Bun, hai că eu. Da, aici este un alt bagăr, nu l-au fixat. Ăștia zic că ești intrus. Deși tu ești într-o mașină de-a lor. Dar sărim peste. Pentru că jocul e foarte marfă. Jocul este foarte epic și din cauza asta. Dar nu știu, GPS-ul mă pointează greșit acum. Stai că o luăm pe la grangul pe aici. Ia să vedem cum putem să ieșim. Oh. Este cam atât aiurea. Trebuie să luăm pe pod. În primul rând. Bun, mergem până la următoarea intersecție. Mergem până să facem următoarea intersecție. Bun. Și am sărit peste dâmbua. Ce mișto e tancul ăla. L-aș fi luat. Bun, aici facem dreapta. Un elicopter. Nu trebuie să bagă pe sensul meu ăsta. Bun, hai să luăm înainte. Îi dau fix înainte. Stai că zic acum că sunt unul de alu. M-au recunoscut. Acum nu mai comentează idioți ăștia. Bun, hai să mergem. Ia uite și pără. Uite, o motocicletă fără rider. Mai are bug-uri jocul, dar să zicem că trecem cu vederea. O motocicletă fără rider care mergea pe contrasens. Da. Mai sunt bug-uri de astea random, dar jocul e fain. Asta e tot ce pot să vă zic. Și se poate termina, deci nu e o problemă. Probabil că au ignorat bug-urile. Uite că m-am mai întâlnit și cu inamici.
Mamă, trag în mine ăștia. Bun, aici dăm înainte. Da, își atrag pentru că nu știu cine sunt. Da, mă văd ca pe un chinez. Și este în rivalitate, se pare, cu chinezii. Nu sunt într-o relație foarte friendly. M-am uitat că e podul lipsă. Aici am uitat că e podul lipsă, frate. Nu e nimic, traversam un not. Nu putem să luăm barcă. Am eu două bărcuțe la vila mea, unde sunt acolo. Deci am putea să luăm bărcuțele de acolo. Și în jocul ăsta văd că ai și un day night cycle, oarecum. Este un day night cycle care mi se pare foarte genial. Deci părerea mea finală și definitivă despre jocul ăsta este că merită să-l jucați în 2022. E absolut senzațional. Dacă nu aveți ce să jucați altceva, jucați-l pe ăsta. Și vă garantez că o să vă placă. O, bă! Dă-te la o parte, că am nevoie de mașina ta, prietenaș. Bun. Așa, acum, până de luăm, mergem fix în față, până la intersecție. Și acum o facem stânga. Mă tot bine? Da. Ia uite, bă. Spare part collected. O mă duc la vila mea. Iau de acolo o șalupă și mă voi duce cu șalupa aia pe insula piraților. Ia uite-l, bă, și pe ăsta. Bă, ce cauți, bă, frate, pe contrasens? Deci că sunt nebuni ăștia. Da, jocul ăsta n-a mai fost peciuit de când a fost lansat. N-au rezolvat bugurile minore care au rămas în joc, dar dacă le-ar fi fixat, ar fi fost ok. Dar e bun și așa, că poți să-l termin. Și e foarte bine optimizat, n-are crash-uri multe, n-are, e stabil, adică. Mai de crash-uri random când se întâmplă explozii în anumite zone, dacă stai și aștepți să facă explozii, dar în rest n-am văzut bug-uri mari în jocul ăsta. De progres sau de ceva de genul. Niciun caz. De-aia vă zic, față de ce dezamăgire a fost Lord of the Rings cu Nazgul, ea invincibil. Middle-earth, mă refer. Bun. Și acum mergem în spatele vile.
să facem un save game aici. Pe Matias ăsta. Yes. Eu îmi salvez mai mult din reflex, că totul e înlocat deja, n-avea sens să mai fac save-uri, dar că am oricum totul deblocat și mai am ce să mai cucerez, n-am făcut mare progres acum, ca să zic așa, am făcut mai mult exploring and shit decât așa aici. Trebuie neapărat să imortalizăm piscina asta de aici, că e imortal. Deci piscina asta e crimă cu premeditare. Facem așa. Așa. Da, așa mergem la paint. Piscina vida personală. Scriem aici jos. Piscina vila personală. Bun. Și asta o să vină pe Facebook când o să le urc. Toate pozele astea care le-am făcut, o să le găsiți la mine pe Facebook. Bun, și aici avem multe șalupe care putem să luăm, uite. Niște bun la cap, e cu foc asta. Frate, ce șalupă să-mi bag picioarele. Mamă, ești nebun la cap, ce șalupă. Motor pe reacție are. Zici că e șalupă lui Batman, să-mi bag picioarele. Hai mă, să evităm o coliziune frontală. Încearcă să nu te bagi în mine, prietenași. Mergem la pirați pe insulă. Deci aici avem o locație exotică care... Aici aspirații. Pirații, ia uite. Și au camioane. Marky truck. Mamă, cât de mișto e aici, frate. Pe insula piraților. Asta e așa. Hai să facem un print screen și aici. Pe insula piraților, așa îi zicem. Asta. Bun.
Hai că fix cât mi-am dorit o oră să fac stream-ul ăsta. Nu, cât de mare fie insula asta. Vreau sunt The Pirates. Ia uite. Au un adevărat compound aici, să-mi bag picioarele. Poți să faci misiune aici la ăștia. În continuare poți să faci misiune. Have a good day, man. Și hai să mergem puțin pe insula piraților, să explorăm un pic. În timpul care mai rămas acum, până la 11:30, că la 11:30 se trezește nevastă mea. De obicei, la ora asta se trezește. Și va trebui să mă ocup de ea, de mâncare și ce mai trebuie. Dar deocamdată vă arăt insula cum este, așa, în linii mari. Foarte mișto aici. Și mâine vârcolacii, frate! Mâine vârcolacii, bă, băiatule! Mâine apare Sims 4 cu vârcolacii. Vai de cap, nu avea aștept să-l joc. Deci abia aștept să-l joc, frate. Da, ideea e că aș vrea să-mi schimb arma. Nu știu cum să-mi schimb arma la jocul ăsta. Da. Da. Ce să zic, hai că ne oprim aici, nu? S-a trezit și nevastă mea, să mă duc să mă ocup de ea. Și ne auzim pe la... Ne auzim dacă e pe la 3 pomoase, da? Hai, noroc și să aveți zi faină. V-am arătat ca Telegram, gurilor, o să puteți pe YouTube videourile care le-am făcut până acum cu jocul ăsta și o să vedeți și voi de ce merită să joci jocul ăsta în 2022. Bun.